Piața de Crăciun de la Ateneul Național din Iași s-a deschis aseară cu focuri de artificii sub privirile a zeci de spectatori care așteptau să participe la premiera Baltagul. În fața instituției de cultură au curs și primii fulgi de zăpadă, cei drept artificiali. De asemenea, în foaierul instituției a fost amenajată o expoziție dedicată lui Mihail Sadoveanu sub semnul celor 60 de ani de la trecerea lui la cele veșnice. Expoziția a cuprins manuscrise, documente și fotografii originale din colecția Salonului Marilor Romani, precum și un portret al scriitorului și un bust de bronz. Seara s-a încheiat cu premiera piesei de teatru Baltagul, dramatizarea romanului omonim al lui Mihail Sadoveanu, pus în scenă de regizorul Toma Hogea, cu celebra actriță Maia Morgenstern în rolul principal.